Mergi țiganul prin sat, treci prin fața primăriei, întoarci capul și faci crucea la biserică. La primarul piscări și de, și zici, băi țigan, ia vin în coasă. Și domn primar, băi, de ce tu la biserică îți faci cruce, dar la primărie nu? E tot același material, tot e ceatră, tot e ciment. E... Înțelegi, tovarăș primar? Matale, când faci dragoste cu femeia noaptea, de ce nu pui și, și în fund? Că e tot același material, nu? Șede femeie cu bărbatul în casă, când se uită femeia pe fereastră, intră în ușine pe poartă o gradă. Băi, ia ieși afară, băi, și vezi cine a venit. Vine unul, nu știu ce mână. Ei, cred că e Costea, vine cu căldare iară, cred, iară cu șerutul ceva. Spune că nu s-a acasă. Băi, dar are învălită o gazetă în ușine. Da și cred că tot cu șerutul trebuie să vii, nu știu, spune că nu s-a acasă, dă-i în pleașă. Băi, dar mă tin că e frate tu, dar și vrea. Cred că vrea să împrumut iar niște dolari. Îmi eu te spune că sunt comandorul, că nu s-a acasă. Băi, dar gazeta zi e plină de sânge, mă tin că el azi o tăiet porcul ăia, ți-a dus și o bucat de carne. Uite, fa, dacă e frate, e frate, fa. Intră bărbatul pe poartă, cu două scaturi de mașină în mână. Femeia să-l întreabă, dar știți cu dânsul? Da și, erau mai ieftine și le-am cumpărat. Pentru și, băi, cheltui bani, băi, le-ai cumpărat, dacă n-ai mașină, băi, ha? Fa, închide gura. Tu dacă n-ai țâți, de ce-ți cumperi leftici? Într-o unitate militară, dimineața vine comandantul la lucru. Ei, și de serviciu îl întâlnește, îi raportează, domnule colonel, o unitate fără excepții, tot e normal, tot e normal, da, întocmai, tot e normal, tot e bine, soldații au mâncat. Păi, precis e normal, precis, domnul colonel, acolo, la gospodăria auxiliară, s-a rupt coada la lopată, dar este tot normal. Ei, bun, s-a dus în cabinet, a lucrat, e tot ziua, seara plavă 4, îi sună comandantul lui de serviciu. Băi, dar și ați făcut, băi, de ați rupt lopata și coada și băi, o lopată a fost, ca lumea și pe ce ați rupt-o? E, domnul el, o rupt-o cu o îngropa calul. Care cal? Dar a murit calul de la pățomul ei, hazaiatul de acolo. Cum a murit ei? Dar s-a prins grajdul. Dar cine i-a dat foc? Da, sergent Gavrilenco a prins o țigară și a zvârlit biciocul în fân și s-a prins și saraiul. Cum ai dat pe el nu fumează, băi? E dacă o să nu fumeze, dacă o furat drapelul azi noapte. Merge unul pe drum, cu cutii de prezervativ în mână, cu pantalonii dați în jos și plânge. Altul întâlnește, și cu tine, băi, duci la prieten prezervativ, de la șacică. Eu nu mai am prieteni. Merg două găini prin piață, se uită la unul din care vinde șașlăși. Acolo două găini și de eu și se învârte eu pe grill, scos eu. La una zice, uite fa, uite fa, lumea nu-și vede capul de sărășii, fa, dar ele se dau un caruțel, fa. Într-un sat, niște pațani, au cumpărat, i-au pus mână la mână, au cumpărat un Opel. Opel record prin anii 70. Mai scurt, s-au făcut ei o brigadă, pațani, se duc eu pe la discotecă, pe la fete, plătnâi, ușideu pe ești mai mititei, ușideu moșneze, mai scurt brigadă, doamne ferește. Într-o zi duc ei la o zapravcă, să se zapravlească. Ei, și o lua și-o ușiță ei pradaviet și ala, s-au încărcat ei pe geaba, când au spărnească, apare un jeep. Mai scurt ești cu jeepul, înțeles că pațanii au zaletit, erau tăți bieți, s-au apucat de ușiță în pațani, urmă i-au dezbrăcat cu chelea înăuntru și i-au înhămat tăți pe înapoi și iar eu mai au ușit, doi au fugit prin popșoi, unul au fugit prin pădure, dar doi au dovedit să suită mașină și mergeau. Mergeau am doi și treceau. A zis de-aia alături, a zis, băi, dar și, dar nu, n-ați mai și în brigadă? A zis, să zic, nu știu, brigada n-ați și dar ne-am reprecis, ați și sună sunerie la un apartament. Se duce stăpână să deschidă. În coridor șede un țigan bătrân. Auzi, mătale,
eu îmi cer scuze, dar eu nu-s nici din localitatea asta. Și vreau să te rog frumos să-mi spui cum se scrie familia țâță înflată, dintr-un cuvânt sau din două? Ăsta, băi, mă tin că dintr-un cuvânt, ai, dacă e familie, dintr-un cuvânt. Ei bun, hai, toate cele bune, mulțumesc, la revedere. Peste vă 3 ceasuri, iar se aude sunerie în ușă. Iar azi te deschide, iar țăganul. Auzi, mă, tale, eu îmi mai cer scuze odată. Am pălit cu capul de un copac și am uitat. Spune-mi, te rog, cum se scrie țâță înflată, familie? Dintr-un cuvânt sau două? Băi, dintr-un cuvânt. A, mulțumesc, la revedere. Mergi sănătos, hai. Plavă nouă, Sara. Sună iară țăganul ușă. Auzi, mă, tale, eu îmi cer scuze. Eu am uitat cum se scrie familia țâță înflată, dintr-un cuvânt sau două? Băi, eu îți spun încă o dată. Dintr-un cuvânt, m-ai înțeles? Am înțeles, la revedere, hai tu acele bune. Ora 3 de noapte, sună țăganul ușă. Bună seara, bună seara. Eu îmi cer scuze. Eu am vrut iară să te întreb, auzi? Țâță înflată, ai dintr-un cuvânt. Scatină răpănoasă, ai din două. Dar șteagiu că-ți frec botul, ai din patru, m-ai înțeles? Ies un mujic afară în prag, să aprinde țigară. Când se uită în grădina vecină, vecin s-a prășe. Dar el așa se uită la dânsa, zice: of, cu mătriță, cu mătriță, și te-aș apucat de o țâță. Așa e, tași, tași, aici a doua oară iar îi zice: așa e, stuși să jălui lui bărbat. Păi, uite, băi, cu mătriță noastră și îmi zice: ha, uite faci. Eu de seară mă ascund în case mari, dar tu ieși la măzgește că eu nu-s acasă și cheamă-l și-i facem treaba. Bun, bun. Așa-și face, s-o duce plin de dânsul, șură-mură, tără-mără, s-o luate din vorbă, unii a tău, dar meu nu-i acasă, dar poate vii țar la mine, dar ia că vine. Mai scurt vine ei, l-o pus la masă, l-o șestit și-i zice, că du-te-n dormitor și stânge lumina și mă așteaptă că eu muș vin. Îți duce el în dormitor, îți duce el în case mare și-l trimite pe bărbatul acolo. Aici se dezbracă cu chelea, se duce să vâră lângă dânsul. Dar el dă să se întoarce. Și când pune mâna în picioare, dă de gogoșa. Ei, băiete, când au sărit pe fereastră, nici nu au întrebat ce și cum, o întins-o drept acasă. Ei, peste vă două săptămâni și de el în prag iară. Amuia, în fundul grădinii, dar un judec mătrus și strigă la dânsul: ei, cum mătru, ei, noroc, ei, noroc. Dar și nu mai vii prea mine. Dar ce-ți fac? Dar mă, ca să mă apuci de gogoșari. Un om îmbla pe o gradă și striga: pisicuța mea, frumușica mea, păpușică, unii ești, unii ești, pisicuță. Dar fi bine să din sărani: eu să ieși, măi, eu să ieși. Închide gura, animală, eu caut măța nu pe tine. Un țigan s-a suit în vârful porții și se mușe cu sârmă să lege tigaie din vârful porții. Pe alătură trece unul pe drum și întreabă: băi, țigani, ce faci? Dar ce fac, ce nu vezi? Hai, băi, spune ce faci. Nu știi, uite și singuri. Ei, eu n-am în vedere, eu văd ce faci, dar tu spune și șas și ia. Dă un leu și spun. Hai să scoate un leu din buzunar. Hai, spune, hai și. Ia că leg o tigaie de poartă, și nu vezi? Ei, și gata, și gata. A, prost mai ești. Prost, nu prost, dar 100 de lei azi am făcut. Vine pietca la Vasile Vanci și zice: Vasile Vanci, găsește o găsitoare. Davai. E subțirel, lung și stârâi prin burean. Vă pun iața. Ei, nu, șerpile. Păi, orice parte, ia mai zi încolo. E negru, mititel și are multe ași pe dânsul. Vă pun iața. Ei, nu, Vasile Vanci, ariciu. Păi, orice parte, ia mai zi încolo. E miticuță, e verde și sare prin burean. Nu știu. Broască, Vasile Ivanci. Păi, orice parcă, dar eu mă uși, o păneață verde scate să sare pe mruian. Baba ies afară și strigă la moșneac:
Ei, măi, moșnește, măi, vine, măi, până în casă mare și-mi schimbă lampușca că s-o ars, măi. Așa la vine din grădină, cu caloșe plin de glot, sui cu caloșe plin de glot, fața aceea albă de masă, la baba strigă, băi, e normal, unii unii te suit, stai să spună o gazetă. Nu trebuie gazetă, eu și așa ajung. Norocă-i Vasile, norocă-i Johnny. Dar ce faci tu? Dar ia ca mai chină lușic mea să-i fac niște poezie, îi trebuie, nu știu. Tu, ei, tu cap de gât că bețăvaș ești, ei, tu, nu poți lega două cuvinte, dar tu poezii. Cum, ei, ascultă, ei, uite, ia ca spune, spune o frază, care vreau și zic eu cum solichesc am culut, ia zi. Nu, zi. Bate vântul florile. Nu înseamnă că bate vântul florile, ți-am frecat surorile. Nu ies, băi. Dar ce nu ies? Dacă eu n-am surori. Băi, ai surori, n-ai surori. Dar poezie, o ieșit, o ieșit. Ia dă-ți încerc eu, ei, hai așa. Dar ce să spun? Tot fraza asta. Ai bun. Bate vântul florile, ți-am frecat femeie. Nu ies, băi. Băi, iesă, nu iesă, dar zato e drept. Într-un în magazin și întreabă. Bună ziua! Spuneți vă rog, dar carne n-aveți? Nu, noi n-avem pește. Carne n-au așa din magazinul de alături. Într-un magazin de legume și fructe, stătea o vânzătoare așa, zdravănă, și un hamal, un gruș și mitier, și i-a strugat la dânsul să-i ridice doi saci de cartofi. Hai băi, ridică, ridică, te rog, doi saci de cartofi. De aici a strugat la dânsul așa. Da, odată îmi dai? E, hai că-ți dau, hai nu mai ajută-mă. Mai scurt, s-a apucă de treabă, numai o hamă și îți împuște într-o fetiță pe ușă. Bună ziua! Spuneți vă rog, dar zahăr aveți? La prodaviața. Ce? Ha? Zahăr? Oi, zahăr? Zahăr? Ce zahăr vrei, fată? Tu nu vezi că este magazin de legume și fructe? Merge ursul prin pădure, când se uită lângă un copac și de vulpea într-o fostă scurtă și mânca înghețată. Dar ăsta se gândește, mă duc și-i fur înghețata să o mănânc și o pun pe dânsa cu fundul în sus și o înhăm. Și e o viteză, ajunge lângă copac vulpea să ferești, când îi trăsnește ursul în cap de copac, chică jos fără cunoștință, rast, vine lupul și-l trezește. Ui, ui, Mișa, ui, Mișa, ce-i cu tine? Așa e din nou urșă, mâncăm, ne frecăm și dorim. Să duce un veteran la zoopark. Cu medalii pe chept, cu mustiet, frumos, nou mai, soare afară, merge fădur. Plângă animala, plângă alta, treci și plângă cletca cu papugai, papugai face. Hei! Și? Nu te aici s-a nervat, s-a dus la directorul de zoopark. Ce înseamnă asta? Eu, veteran de război, am luptat pe pământul ăsta pentru viața voastră și la mine o vraghi de asta, o animală de asta, o pasăre smătrimată pe mine. Ce înseamnă asta? Directorul și-a scuză. Nu, mă scuzați, vă rog frumos. Veniți mâine, tata și normal, tata și normal. Vine moșneaga Deuza, trece încet șor pe lângă cletca cu papugai. Papugai și face. Și? Nu tu pe mine mai înțeles, da? Măsa trimite pe doi fiori la prășit pe deal. Unul mai mare, așa mai flăcău, dar unul mai de școală, mai mic de el. Ajuns la deal, când se uită, Burianu până la buric, ei și-o întors țepele la cosit și s-o apuca. O căldură, o lipădată și cheloță, o lipădată hainele și dă-i bătaie. Prășe unul mai înainte, unul mai urmă, când încolo se aude. Aaaa! Aici mic de el fuge și și mai bani, și mai bani, ce s-a întâmplat? Când se uită, l-a mușcat un șerpi, trebuie de cucoș. Aici smititel fuge repede, e mobilul și începe să sune. Sună la unul, sună la altul, sună la spital. Doctore, alo, doctore, ce să fac? Pe badea meu mai mare, l-a mușcat șerpile drept de pute, ce să fac? Dar doctorul îi spune, taie rana și suge veninul. Ce să fac? Taie rana și suge o travă. O stăzi telefonul și aici mai mare aghegră e și îl întreabă. Ce-a spus doctor? Ce-a spus, ce-a spus? O spus că-i să mori. Se duce unul la doctor și-l întreabă. Nu știi, doctor, și se aude acolo? Cum? Ei cum, foarte rău. Analizele srele, ea că arată că tu ești bolnav de spid. Și eu am să mor? Da, hai să mori.
E, dar cum? Poate doctor, poate ceva de făcut, poate... Nu știu de făcut. Îți dau niște... o baie cu glod, altceva și să... Dar să ajute? Ei, ajută, n-ajută, măcar să te prins cu pământul, măcar. Și de unul de marginea drumului, mor zbat, și o adornit și-n trebuie să i-a intrat un șerpe în pantalon. Și după 3 ceasuri, scoale el cu chiu cu vai, deschide prohabul, urăie să chișe și scoate șerpele din pantaloni, să uită el, să uită. Nu și nicișăm sau dăm de limbă. Și doi bieți marginea drumului, ai ghis să ne opcioare, să ne unul de altul. Dar unul zice, băi, Vasile, ajută, băi, te rog, să-l scoate, să mă duc afară. Ajută, scoate-l, te rog, scoate-l. Și ala vă rămâne în buznar, căsăște-o să asiscă, cu chiu, cu vaie, cu deasă-l, eu scoate. Băi, Costea, s-a rupt-o. Da, da, sunt cum curge sângele. Fuge unul, bat la magazin să cumpere o butulcă de rachiu. Fuge de doamne ferește, ajunge la colț când unul își de pescări la magazin. Asta îl întreabă. Și măi, dar m-ai închis? Da. Ești, că îi trăsnește una la bot la ăsta. Și măi, și păleri, pitușii. Dar și altceva să fac, dar... Într-o mahală, o femeie striga la alta din prag. Fa maruță, fa maruță, fa! Ce fa? Fa, eu nu-i la tine, fa! Dar și scați la mine! Nu că o zis că duci la curvi. Dar și eu la tine-s curvă, fa! Ei, dar și n-am voie, să-mi treb sau și... Intră un om la policlinică, intră la medic și începe să jăm. Tovară și doctor, înțelegi, ia că eu am guturai, nu știu ce să fac, nu pot răsfla pe nas. Dezbracă-te. Ce? Dezbracă-te, scoate-ți pantalonii și trage-și chiloți în jos și poți să te pleci. Doctor, dar dacă eu am îngăsit? A, pleacă-te. S-a pleacă. Asta e un șupșor cu zelioncă și cu un bățișor cu vată, îi uge un ou cu zelioncă. Ei, ridică pantalonii, trage cu răua, îi scrie nu știu ce în cărțică și că na, du-te la patrulea etaj în 412. Se duce cealaltă în 412 și intră și... Mă scuzați, vă rog, ia că eu am venit, stian, am guturai, am fost ia că jos și ia că m-am îndreptat la dumneavoastră. Dezbracă-te. Băi, ce e asta, băi, ce e? Dezbracă-te și poți să te lepi spant cheloță și poți să te pleci. E, leap de cheloță, ăsta s-a pleacă. Așa la e un șupșor cu iod și cu un bățor cu vată, e unge a doilea ou cu iod. Iar scrie nu știu ce și du-te înapoi într-o 105. Aici stă, dar în deop să nu știe ce să facă, îl ustura. O lua cărțica pe coridor și citea să vadă și o scris de idioță și de doctor. Și citește. Hristos înviat, Alexandru Ivanci. Adevărat înviat, Simeon Simeonci. Se duce unul la doctor și zice, păvară doctor, ajută-mă, te rog, nerușine. Dar mă nu sunt mitele mare și nerușine, nici nu știu ce să fac, nici... Dar ce s-a întâmplat? Nu, mă trage la bărbat și gata. Cum te trage? Ia că așa la femei deloc, la bărbați mă trage și gata, nici nu știu. Dar nu știu pe cine să mai întreb, am venit, poate mă tare îmi dai un rețept ceva. Băi, eu știu un leac așa mai pe-n babe și ți-a spun, tare ajută. Hai spune doctor, te rog, îți plătesc. Bun. Iei o castrule de 3 kg, o umbli cu lapte, întrând să pui niște siliotcă mărunțică. Poți să mai dăbăvlești și un șupșor de chifir, niște zămos, mărunță la altari, tot într-un să-l pui. După aceea pui niște zahar și apoi mai presori niște moare de curechi. Și îi pui o torne în bancă, îi pui capacul și o pui pe sobă. Și după ce șervi ei ghinii, bărbolosește, bărbolosește ghinii. Și să bei cât în cap prin tine, să bei cât poți, să știi, pentru și Dumnezeu ți-a dat poponeață. În armată, un soldat vine la comandat. Domnule capitan, ordinul dumneavoastră a fost îndeplinit. Ce fel de ordine? Eu n-am dat niciun ordin. Apoi nici noi n-am făcut nică, dar... Merge o mormântare pe drum. Te zbășesc. Ei, a murit-o. O babă așa. Nici tânără, dar nici bătrână. Ești un ginersul.
Și de alătrea, și-o bășe, o păștoie. S-a prostit popa de dânsul și zice, băi, dar cine a spus-o voi pe schinare, băi, și ședie în sacriu pe o parte? Apică fără e satana. Se întâlnesc doi prieteni și unul îi zice la Island, băi, nu știu, dar așa îmi pare că și mie mă tinc are pe altul. Și mă țin că dau cam apșep eu și în el. Dar cine? Și atunci îmi pare nic că e director de fabrica de confetării. Dar de unde e luat? Fiecare seară când mă uit sub pat, găsesc hârtii de bomboane. Dar tu știi că și la mine mă tinc că mie tot are. Și tot știu și ei. E motociclistă. Dar tot de unde știi? De câte ori mă uit țara sub pat, să-l văd cu șleom în cap și să uit la mine. Se trezește fornicoiul sub gosnița la tank și se gândește. Iară m-am bătat azară. Pe asta iară când mă băt, trebuie să tăric ceva acasă. Merge unul cu un BMW la noi, pe drum, cu viteză, ajunge el pe un șes, acolo un șoban cu niște oi, trece strada. Oile și alea, cără înainte, cără înapoi, aici se crăghie, scoate cap fereastră și zice la șoban. Băi, șobanul naibii, ia-ți oile de aici, băi, ca să-ți frec una. Asta zice că, auzi, poți să le freci pe toate, că nu s-a bine. Merge unul pe deal, când se uită, o poiană mare de câine. Se oprește el jos, își freacă vreo două frunze, scoate o gazetă, își face o salmă crutcă și fumează. Cum fuma el așa? Ei băieți, când se uită dintr-o parte, vă trei canarești cu poliții, din cealaltă parte fugeau polițaiul cu câinii, pe sus un vertaliot, dar el ce-ți facă? Răbde, scoate cojocul, îl întoarce pe dos, îl pune în cap și se vâră într-o șereadă cu berbeci. Și merge cu dânși. Un berbec se întoarce și îi zice, auzi, ei, leap de crăsovi și le este albe, ei, ca să ne vinzi pe teța mușei. Se duce un ambasador din Moldova într-o țară din Africa. Ei, s-au făcut de cunoștință cu vojacul lor, cu tăți, cu dânși, mai scurți împăcau ghinii, tăți erau negri, aici stau unul alb. Peste un an de zile, femeia lui vojacul ăsta negru îi naște un cochil alb. Asta se enervează, își ia tătă oastea lui, se duce la ambasador acasă să-l ucidă. Îl scoală din pat, îl scoate afară și îl întreabă, nu, davai, spune-i cum? Cum? Tăți sătenii mei sunt negri, dar cochilul la femeia mea a ieșit alb. Asta începe să lămurească, băi, tu înțelegi că așa e natura, că nu e așa ceva, iasă, tu înțelegi, ia ca uite, vieți turma cei de oi, toate sunt albe, dar una e neagră, ai înțeles? Asta șede, se gândește și că auzi, îi șoptește la urechi, îi înțelegi-mă așa, că copil eu tac și nu spun la nimeni, dar tu stai și nu spun la nimeni de oaie și ei, m-ai înțeles? Da. Se duce și mujicul la piață, să cumpere papugaie. Întreabă de unul, întreabă de-a doilea. Galben, verzi, roșii, cu puncte. Unul așa mai slăbuț, alb. Cât costă? $1,000. Dar ce așa scump? Păi te grăiește, Doamne ferește. Grăiește pe teme științifice. E tare deștept. Ei, de-aia este $1,000 și e papugaie și vine cu dânsul acasă. Îi cumpără cletcă scumpă. Mai scurt, nu grește papugaiul o zi, nu grește două. Asta treilea zi s-a îmbătat, se duce la dânsul și a zis, ce? Nu vreți grește, așa-i? M-am ajit așa cu $1,000. Chiar ea mamelor, las că eu am ușa duc mâța și măcar să hrănesc mâța cu tine dacă nu vrei. Dă spunea să iasă pe ușa de ăsta și cauzi, papugaiul zice. Ce înseamnă inducție și deducție? Dar ăsta holbează niște ochi, că nu știu. Acum pot eu să grezi cu un protolan de-al de tine, băi? Vine copilul la măsa și-i zice,
Amică, dar clubnica e roșie? Da, e roșie. Și cu punctișoare negri? Da, cu punctișoare negri. Da, are și mustieț așa? Păi, ori ce parte, iar e crăpa boboroză. Merge judecata, a-l judecat pe un moșneac de 107 ani și-o bătut joc din niște fete. Mai scurt judecătorul, a-l ridic pe moșneac în cioare și-a-l întreabă. Oși Gheorghe, ia că lămurește din nou la toată lumea, cum matale la ora 8 și 15 ți-ai bătut joc de cetățeanca Vasăliță, dar la ora 8 și 25 ți-ai bătut joc în cealaltă capăt de oraș, de cetățeanca Săcuțană. Ei, cum să vă spun? Eu am motociclu. Dumnezeu i-a dat femeii două guri. Cu una să obișnuiască pe cineva, dar cu a doilea să-și ceară scuză. Băi, Vasile, ia ca spune tu, deși tu ești așa de negru, uite, tot satul sari, dar tu ești negru. Păi înțelegi, când era mama cu mine gravide, apoi e o văzut un negritean și s-o spăriet așa de tare și fugea de dânsul și mă tin că de la asta eu am ieșit negru. Auzi, eu să spun o vorbă, dar sunt super. Îmi pare nici că pe măta negriteanul a ajuns-o. Sună telefonul. Alo? Bună ziua, bună ziua. Asta medicul vă deranjează. Domnul Anatol, am două noutăți pentru dumneavoastră. Una re și una foarte re. Cu care să încep? Ei, cu care? Cu ce e re? Ce să vă spun? Analizele sunt foarte proaste. Mai ai de trăit încă 3 zile. Dar ce-i mai re? Ce-i mai re că 2 zile am de când mă chinu și sun și telefonul e ocupat. Vine o comisie la un spital, o controlată, ce e, s-a uitat. Vine rândul, se controlează și la morgă. Între ei în morgă, se uită, deu 3 morți acolo, cu gurile aranjite, sărădeu. Asta și cu ei, eu nu înțeleg, aici ce e la voi, morgă, sau uită. Și scoiește așa și sărăd. Și încep lui să-i povestească. Ia ca asta, a murit în cazino. A pierdut într-o noapte toți banii și au rămas ultimii 5 lei și-a luat o fișcă și-a vrut un aparat și-i chică jackpot, $1,000,000. Și el de bucurie, i s-a oprit inima și a zdohnit. Da, Island? Asta tot, ia ca asta tot. Se ridică. E bărbat cum scade a fost, întâi normal, o trăit cu femeie, nu a schimbat-o deloc, 30 de ani, o govorit-o să facă dragoste cât un altă poză, și el nu i-a dat și ultima seară i s-a prânit cu o govorit-o și el de bucurie și când se termine i s-a oprit și la asta inima și a murit pe dânsa. Dar Islanda a trăit și cu dânsa. Dar a trăit și. O ieșit afară și când l-a trăsnit săgeata odată, el s-a ridicat că a crezut că-l fotografiază. Pentru ca să-mi lucreze stomacul și rărunchii, eu beau bere. Ca să ridic pofta de mâncare, beau gin alb. Dacă am tensiune înaltă, eu beau gin negru. Dacă am tensiune joasă, beau coniac scump. Că dacă rășesc la gâlci, beau rachioaș. Da, apă. Apă? Nu, așa boală eu n-am. Băi, Costică, băi, ascultă-mă pe mine. Băi, tu ești bărbat cum scade. Băi, ce-ți trebuie ție femeia asta ta, eu nu înțeleg. Dar și băi, dar cum e femeia mea? Băi, tu numai te duci prin comandirovce, după bani, după viață scurtă și bani lungi, băi. Dar femeia asta ta, numai tu cum te duci, cum la dânsa, dar mă, se aranjează tăți în rând aici. Nu știu ce să fac eu, măia. Lea, păi, băi, ce-ți trebuie ție? Și-a pe urmă ce-ți fac? Să mă pun și eu în rând la alta?